Uriașă cheltuită pentru scoaterea Simonei Halep de pe terenul de tenis, avocatul tenismenei acuză ITIA că a pus la bătaie peste 2 milioane de dolari, bani cheltuiți pe experți și avocați în procesul de dopaj care a dus la suspendarea Simonei și ținerea ei pe tușă vreme de un an și jumătate. Frații Tate vor afla în curând dacă vor sta din nou departe de luxul și opulența în care trăiesc și își vor petrece următoarele 30 de zile într-o celulă a poliției. Ei au fost reținuți azi noapte la solicitarea polițiștilor britanici într-un nou dosar în care sunt acuzați de viol și agresiuni sexuale. Cei doi frați au refuzat să se predea autorităților de la Londra, cu toate detaliile colega mea Izabela Neagu. Bun găsit! Instanța a rămas în pronunțare în acest moment. Ședința de judecată s-a încheiat pe tot parcursul acesteia. În momentul în care au avut cuvântul, Andrew și Tristan Tate au spus magistraților faptul că nu vor să fie predați autorităților din Marea Britanie, însă procurorii din țara noastră îi vor în spatele gratilor și au cerut măsura arestului preventiv până în momentul în care dosarele instrumentate în România vor fi încheiate și vorbim despre acuzații de trafic de persoane și de viol. Știm că noaptea trecută a fost emis un mandat de arestare europeană pe numele acestora. Mai mulți mascați au descins în locuința lor din voluntari, i-au ridicat pe cei doi, i-au dus în arestul central al capitalei. După ce au ajuns aici, în fața magistraților de la Curtea de Apel, vor merge desigur înapoi în arest și vor aștepta decizia instanței. Atât avocații acestora cât și cei doi spuneau că dacă și-ar fi dorit să meargă în Marea Britanie, ar fi fost în momentul în care au solicitat acest lucru. Vorbea Tristan Tate despre momentul în care a făcut o cerere pentru a-și vedea mama, asta pentru că era ziua ei și locuiește în Marea Britanie, sau a mai specificat acesta un moment în care femeia ar fi avut probleme de sănătate și și-ar fi dorit să o vadă. Rămâne de văzut așadar ce vor decide magistrații de aici, de la Curtea de Apel București, și dacă vor admite cererea din mandatul de arestare european. În creierii nopții, cei doi frați milionari au fost luați pe sus din vila lor de lux din voluntari demascați și duși în arestul central. Polițiștii din România au primit un mandat european de arestare, în baza căruia frații Tate au fost reținuți. La câteva ore au apărut și primele informații despre ancheta din Marea Britanie. Faptele au avut loc acum 10 ani și ar fi multe fete care le-au căzut victime milionarilor. Avocatul femeilor a spus că cei doi frați plănuiau să fugă din țara noastră și de aceea a cerut reținerea lor. Spune că în Marea Britanie sunt multe fete care îi acuză de abuzuri repetate. Avocatul milionarilor a negat. Acuzația conform căreia ar fi urmat să fugă din țară, frații tăi, ce ne puteți spune? Este o chestiune falsă, neprobată, neveridică, nenimic. Este o fantasmagorie absolută. În fața magistraților, frații Tate au refuzat predarea către autoritățile britanice. Una dintre victimele din Marea Britanie a făcut mărturisiri cutremurătoare într-un interviu anul trecut, în care a povestit calvarul trăit alături de frații Tate. I just witnessed so much, like verbal, physical, not just to me, but the other women involved, and it just got worse over time. Andrew would call us. I saw him smack girls with a belt because she wanted a lion.
He used to strangle us as well. Frații Tate au fost reținuți pentru prima dată în țara noastră în decembrie 2022. Anchetatorii din România spun că averea pe care au găsit-o la descinderi și pe care o afișau ostentativ online era făcută din exploatarea fetelor. În ciuda mesajelor misogine pe care le promovau pe internet, cei doi milionari au devenit idolii tinerilor din țara noastră, care au venit să-i susțină inclusiv când au ieșit din închisoare. I just want to say that the judges today made the right decision. So when girls say to me, "Oh, you know what, Andrew, you know you should be loyal to men like me, don't have to be." And you know that. So why the are you here trying to tell me what to do, because you know I don't have to be loyal. All the girls don't have to be loyal. Anul trecut au fost trimiși în judecată pentru mai multe infracțiuni, constituirea unui grup infracțional, trafic de persoane și viol. Hackerii ucraineni au pus mâna pe planurile regimului Putin pentru următorii ani. Statul va pune mâna pe toate resursele naturale, va impune o cenzură și mai dură, va termina definitiv opoziția și va crește și mai mult rolul bisericii în societate. Cuvântul folosit a fost dezoccidentalizare. Colegul meu, Alin Borcea, este în direct acum. Alin, cine a făcut aceste planuri, de când ar trebui ele aplicate și cum au ajuns în public? Bine v-am găsit. Planurile care ar transforma Rusia și mai mult în Coreea de Nord sau Iran au fost trimise lui Vladimir Putin de Vyacheslav Volodin, șeful dumei de stat. Ele au fost obținute de hackeri ai Ministerului Ucrainean al Apărării, care au reușit să intercepteze conversații electronice ale politicianului cu alți oficiali ruși. Așa cum putem să vedem, hârtia are antetul dumei în partea stângă și semnătura lui Vladimir Putin în partea dreaptă. Șeful dumei a explicat că atunci când a primit mai multe propuneri din partea Academiei Ruse de Științe și aceste propunere ar trebui să ducă la o dezoccidentalizare a Rusiei. Astfel, țara ar fi mai bine pregătită să facă față provocărilor din viitor. Dar ce înseamnă dezoccidentalizare? Documentul semnat de Putin include propunerile. Haideți să le vedem. Naționalizarea economiei și a resurselor naturale, adică oligarhii ar putea să rămână fără gaz și fără petrol, sursă de avere pentru mulți dintre ei. Un control mai mare al statului asupra științei și culturii și artei, ca pe vremea Uniunii Sovietice. Înăsprirea cenzurii TV și online, plus rezolvarea, și am citat aici, problemei cu grupările de opoziție. Kim Jong-un aprobă categoric. Un rol mai mare pentru biserică și pentru preoți în societatea rusă, acolo unde este posibil, adică un rol și mai mare decât cel pe care biserica rusă îl are în prezent. Iar aceste planuri nu sunt neapărat ipotetice. După un scandal cu ruși bogați în ipostaze aproape pornografice, regimul Putin a început să facă descinderi contra cluburilor și barurilor unde aveau loc evenimente care nu sunt tocmai acceptate de către actualul regim de la Moscova. За что? Не знаю, за что. За что сам? Я любовно, я политикой не занимаюсь. Любовные за песни. Что сам бы? Любовные песни пел. 55 лет юбилей. В основном были вопросы, почему не на русском языке, а почему не на русском. Ответ на самом деле прост, потому что люди не понимают зачастую именно сами тексты, но мы используем текст на английском языке как инструмент. Vyacheslav Volodin i-a zis lui Putin că toate aceste planuri ar trebui aplicate în primul an al noului său mandat, adică cenzura și naționalizarea ar putea să înceapă chiar de luna aceasta. Pentru că Putin va primi un nou mandat de președinte, nu mai avem niciun dubiu, după alegerile din acest weekend. Șeful Dumei a explicat că marile schimbări, cum ar fi acestea, trebuie făcute atunci când societatea este unită în jurul președintelui, adică ca un moment
cum va fi după alegeri. Nu știm dacă Putin a comentat direct planurile prezentate de Vyacheslav Volodin, dar președintele rus a vorbit adesea despre nevoia unei Rusii complet independente de Occident. Iar profeții acestui nou regim ar putea să fie chiar soldații care se întorc de pe frontul din Ucraina. Evident, cei care se întorc în viață. Я бы хотела, чтобы мои дети не видели ничего грязного, отвратительного, мерзкого, и чтобы они все-таки росли на каких-то идеалах. А эти идеалы должны создавать и контролировать мы. Я считаю, что слово «нет» должно существовать, и это правильно, обязательно. И только свобода будет проявляться тогда, когда есть ограничения. Именно так. Да, слово «цензура», его принято окрашивать исключительно в негативные тона. А на самом деле идет вопрос об определенном контроле ограничений. И если это делается с душой, сердцем, с головой, да, то тогда это не будет негативным, а это будет направленным действием. Поэтому огульная какая-то цензура, это точно не нужна. Но разумный подход и движение направленное, это очень важно. Это все-таки, знаете, люди, когда решаются на это, да, когда проходят это горнило, возвращаются, да, очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях, понимаете? Incursiune în Rusia a băgat spaima în soldații Moscovei. Voluntarii ruși pro-Ucraina, sabotori, după cum îi numește Vladimir Putin, au lansat atacuri în zona de graniță, iar ucrainenii spun că luptele sunt încă în desfășurare. Autoritățile locale, pe de altă parte, susțin că au reușit să-i respingă pe atacatori. A fost doar o etapă din operațiunea mai amplă declanșată azi noapte de Kiev. Soldații ucraineni au atacat mai multe regiuni din Rusia cu zeci de drone kamikaze care au distrus rafinării și depozite de combustibil. Legiunea de militanți anti-Putin a trecut în doiul nopții granița dintre Ucraina și Rusia. Ministerul rus al apărării spune că în incursiune au fost folosite tancuri, blindate și un tun, iar trupele sale au răspuns cu tiruri de rachete și artilerie și cu avioane de vânătoare. Приходим не для того, чтобы убить, стереть, уничтожить или наказать. Мы идем, чтобы освободить вас от нищеты, бедности и страха. Освободить от диктатуры, террористической организации, захватившей власть. Дать вашим детям нормальное, цивилизованное будущее. Без санкций и без репрессий. Без выборов, без выбора. И самое главное, без войны. Идет обстрел населенного пункта Теткино. Была попытка прорваться диверсионной разведывательной группы. Стрелковый бой был, но никакого прорыва не было. Pe de altă parte, luptătorii infiltrați în Rusia au anunțat că au preluat controlul asupra satului Tötkino. E vorba de o grupare armată cu sediul în Ucraina, formată din voluntari ruși care se opun invaziei declanșate de Vladimir Putin. În fața amenințărilor venite dinspre Ucraina, autoritățile ruse au închis școlile din orașul Kursk. Și asta nu e tot, pentru că în Belgorod o dronă a căzut peste clădirea primăriei și a rănit doi oameni.
Moscova susține că apărarea antiaeriană ar fi dobărât cel puțin 25 de drone și 9 rachete lansate de ucraineni. Printre țintele principale au fost instalațiile din industria petrolieră, iar pe rețelele sociale au apărut imagini cu incendii la rafinării și depozite de combustibil. Un alt atac a avut loc și în regiunea Herson, unde soldații ucraineni au distrus un petrolier folosit de ruși drept post de comandă. Potrivit presei de la Kiev, în atac ar fi fost folosită o rachetă americană sau franceză de mare precizie. Înapoi în țară avem o dezvăluire despre suma uriașă cheltuită de Agenția Internațională pentru Integritatea Tenisului în instrumentarea dosarului Simonei Halep. Avocatul sportivei din România evaluează la 2 milioane de dolari cheltuielile făcute de ITA într-o declarație preluată de site-ul Digisport. Banii s-au dus pe experți și avocații angrenați în procesul care a dus la stoparea activității lui Halep și care o putea costa întreaga carieră. În cele din urmă, Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a scurtat suspendarea tenismenei, astfel că acum Simona se află deja la Miami, acolo unde va participa la primul turneu după pauza forțată. Sportiva a împărtășit cu fanii din online bucuria de a reveni în competiții cu o primă imagine de la antrenamente. La volan, un tânăr de 18 ani s-a filmat în timp ce conducea periculos pe un drum din județul Argeș. Cursa s-a sfârșit cu un accident, în urma căruia tânărul a fost rănit. Bă, uite, eu mă spor, frate, sunt singur. Uite, ia vezi în spate, stai așa. Uite, bă, sunt singur, frate, dau noaptea asta cu ea, mă jur. Eu vreau să mă omor noaptea asta, dau. Adolescentul care și-a pus viața în pericol nu avea nici permis de conducere. Polițiștii încearcă să afle acum modul în care adolescentul a avut acces la un automobil. Autoritățile au deschis un dosar penal pentru conducere fără drept și vătămare corporală din culpă. Un medic estetician care a distrus viețile mai multor femei din România a ajuns pe mâinile procurorilor. 10 victime au depus plângere după ce, la puțin timp de la intervențiile chirurgicale, au început să se simtă rău. Au fost percheziții de amploare la 2 clinici din București, iar medicul va fi audiat în orele următoare. Pe lângă malpraxis, acesta este cercetat și pentru evaziune fiscală. Prejudiciul este unul uriaș, aproape 2 milioane de euro. Cum efectuați operațiile de azi de ușor să le mutilați în halul acela pe femei? Aveți studii în domeniu? Colega mea, Teodora Chiuș, a urmărit această anchetă și ne spune ce știm până acum despre victime și ce acuzații sunt aduse individului. Bun găsit! După mai bine de 4 ore de percheziții, anchetatorii au reușit să adune toate probele de aici, de la clinica de pe șoseaua Nordului, iar medicul a fost de față la aceste percheziții. El nu a declarat nimic despre acuzații. Bărbatul este suspectat că ar fi măcelerit cel puțin 10 femei. Ele s-ar fi ales cu infecții după ce au avut mai multe intervenții chirurgicale mamare, dar și în zona buzei. Mai mult de atât, el este cercetat și după ce și-ar fi pus copilul de 4 ani să îl privească pe el și pe soția lui în timp ce întrețineau relații sexuale. Această acuzație este una nouă, deoarece în trecut, mai exact la începutul anului, bărbatul s-a ales cu control judiciar după ce 2 victime s-au dus să depună plângere la poliție. Câteva luni mai târziu, alte victime au venit să se sesizeze aceleași probleme, iar aceste persoane cer acum un prejudiciu de cel puțin 2 milioane de euro daune morale.
anchete ale poliției și inspectoratului școlar din Mureș după ce un elev de clasa 8-a și-a snopit în bătaie diriginta. Incidentul înfiorător a avut loc chiar în școală. Profesoara a ajuns la spital, iar elevul a fost reținut pentru 24 de ore și va fi supus acum unei expertize psihiatrice. După care, cel mai probabil, va fi eliberat și se poate întoarce la școală pentru că este minor și nu răspunde penal pentru acțiunile sale. Vă avertizăm, sunt imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Incidentul i-a îngrozit pe ceilalți profesori, iar mulți vin acum la școală cu teamă. Directoarea cere măsuri urgente. Nu se poate ca să ajungă în situația în care profesorii să aibă spaime, profesorii să aibă frică să intre la ore. Scopul nu este să le luăm gâtul, dar nici să ni-l ia ei nouă. Da, mi este spaimă. Mâine poate vine înapoi, nu? Răzbunarea ar fi fost motivul elevului. El a fost chemat la poliție pentru un scandal pe care tot el l-a provocat în școală, iar la întoarcere s-a dus direct la dirigintă. Nu s-a sfiat să o bată pe profesoară chiar de față cu mama sa. Portarul spune că femeia a și amenințat-o pe dirigintă. A fost băiatul dus la secția de poliție dimineață și a fost chemat mama sa acolo, a fost amendat cu 500 de lei și din cauza asta o să intru să răzbune pe doamna profesoară. Strigă-te dacă au zis că au strigat mama sa la profesoare că dacă mai vrei să trăiești. Și am mobilizat, am pus la pământ. Profesoara a fost lovită chiar pe acest hol de către elevul de 15 ani, cu pumnii și picioarele la nivelul feței și a abdomenului. El s-a oprit abia în momentul în care a intervenit portarul unității de învățământ. Ulterior, profesoara a fost transportată la spital, iar elevul a fost dus la secția de poliție. Conducerea școlii și inspectoratul școlar fac verificări. O echipă care va desfășura o anchetă, coordonată de inspectorul școlar general adjunct și coordonatorul acestei unități de învățământ. Urmând ca la finalul anchetei să revenim cu detalii. Profesoara agresată este acum în concediu medical. Migranți mutați ca pe obiecte în bărci sau mașini de transport de traficanți care s-au îmbogățit pe spatele lor. Unii dintre ei au fost la un pas de moarte atunci când mașina în care erau înghesuiți a făcut un accident grav. Procurorii de ICOT au prins o mega rețea de trafic de migranți, au dovezi că suspecții au adus ilegal în țară sute de migranți, iar de fiecare dată aceștia erau ținuți în condiții inumane. Colegul meu, Valentin Stan, are toate detaliile despre această anchetă. Vali, bun găsit. Cum funcționa rețeaua? Bine v-am găsit. Este vorba în primul rând despre cea mai mare rețea de migranți din istoria României. Vorbim despre o rețea din care făceau parte cel puțin 40 de suspecți, iar capii rețelei erau români. Aceștia coordonau cetățenii străini în așa fel încât să aducă sute de migranți în România, iar mai departe să-i ducă în vestul Europei, mai ales în Germania. Aduceau migranții din Bulgaria, îi treceau Dunărea cu o șalupă, făceau acest lucru de cele mai multe ori seara și nu turau motoarele în așa fel încât polițiștii de frontieră să nu îi găsească. Totodată din județele Dolj și Mehedinți erau duși mai departe cu mașini destul de mici în Arad și Timișoara, foloseau suspecții, vă spuneam, mașini cu doar câteva locuri, 4-5 locuri pentru pasageri, însă în realitate în acele autoturisme erau zeci de migranți înghesuiți. În momentul în care ajungeau în Timișoara, erau cazați pentru câteva zile, iar de acolo erau urcați în camioane, în tiruri, printre diferite produse, și încercau suspecții să treacă frontiera, să meargă în Ungaria, însă de foarte multe ori erau prinși de polițiștii de frontieră. Spun anchetatorii că cereau suspecții 4 sau 5.000 de euro din partea fiecărui migrant pentru această cursă. Am reușit să discutăm în exclusivitate cu unul dintre polițiștii care au participat la această misiune, cu unul dintre polițiștii care i-a prins pe acești suspecți. Iată declarația dată pentru Digi24. Undeva în județul Mehedinți a fost urmărită o mașină de teren și nu a oprit la semnalele polițiștilor de frontieră. A fost un accident, a acroșat niște pomi de pe marginea drumului.
În acest autoturism prevăzut cu 5 locuri pentru pasageri erau transportați 17 migranți. Migranții au fost preluați de ambulanțe și dus la spital. Cu trecerea Dunării, când efectua aceste treceri cu barca? Alegeau anumite momente, nu știu, noaptea, mă gândesc? De regulă noaptea. De regulă noaptea. Și foloseau șalupe, ceva motoare? Mergeau cu motoarele oprite ca să nu facă zgomot? Cum se... Nu turau motoarele pentru a nu face zgomot, exact. Companiile de ride-sharing precum Uber și Bolt spun că sunt în pragul închiderii, asta dacă proiectul de ordonanță care introduce reguli noi pentru transportul alternativ va fi adoptat și va intra în vigoare. Modificările propuse de Ministerul Transporturilor au fost făcute după protestul taximetriștilor. Colegul meu, Sebastian Bolda, este acum în direct cu noi. Sebi, bun găsit! Spune-ne, te rog, care sunt modificările care ar putea duce la eliminarea de pe piață a Uber și Bolt și care este explicația Ministerului Transporturilor pentru aceste propuneri? Nu este o, într-adevăr, o eliminare a acestor firme de pe piața transporturilor, ci este cumva sintetizarea acestora la fel cum sunt și firmele de taxi. Ei bine, acești taximetriști au protestat dățile trecute, cum bine știți, acum o săptămână, proteste de amploare cu mii de taximetriști în Piața Constituției și au ajuns la un consens cu Ministrul Transporturilor și cu prim-ministrul României, astfel încât să poată să elimine tariful dinamic pentru a nu mai fi acea concurență neloială, așa cum susțineau firmele de taxi până acum, ca firmele de ride-sharing să aibă un tarif mult mai mic față de cel al taxiurilor și să facă astfel clienții să aleagă firmele de ride-sharing. Totodată, ei vor să elimine contractul de comodat ca acești firmele de ride-sharing, șoferii să fie obligați practic să profeseze cu mașinile lor personale, la fel cum este la firmele de taxi. Toate aceste lucruri sunt susținute de Ministrul Transporturilor și de prim-ministrul României, însă firmele de ride-sharing susțin faptul că aceste modificări ar duce la închiderea firmelor și la falimentul celor 50.000 de șoferi care profesează în acest moment prin firmele de ride-sharing. Ei susțin faptul că dacă ar fi puse în aplicare, cei 50.000 de oameni ar rămâne fără locuri de muncă, asta pentru că nu ar mai vrea să profeseze, iar cei 3 milioane de cetățeni români care folosesc în momentul de față firme de ride-sharing ar fi obligați să folosească firmele de taxi. Asta pentru că fie firmă de ride-sharing sau taxi, ele ar merge practic cu același tarif, în aceleași condiții. Sebi, mulțumesc. Traseismul politic la nivel local a început în forță. Primarii PNL, PMP și USR trec pe bandă rulantă la PSD. Numai în ultima lună, peste 70 de edili din 6 județe au anunțat că vor candida din partea Partidului Social Democrat la alegerile locale din 9 iunie. Să vedem însă cifrele. Iată, vedem județele în care s-a înregistrat o migrație destul de consistentă până acum. La Maramureș, de exemplu, avem migrații de ordinul a 8 primari, au plecat de la PNL, USR și PMP la PSD. De asemenea, aceea situație la Botoșani, acolo unde cifrele sunt chiar mai mari, 23 de primari au plecat la PSD, avem la Buzău, avem la Constanța, avem la Olt, avem la Timiș. Peste 70 de primari, așa cum vă spuneam, fac acest lucru legal, nu-și vor pierde mandatul pentru că guvernul a avut grijă să reglementeze acest lucru printr-o ordonanță de urgență, însă acest lucru s-ar putea să aibă un impact destul de mare asupra alegerilor din 9 iunie, în plus pentru PSD, în minus pentru PNL, și aș vrea să vă arăt de ce spun asta, pentru că în 2014 am avut o situație similară în România, a existat o ordonanță care legaliza traseismul și atunci au migrat din 3.180 de primari, 552, adică 17,4%. Au migrat foarte mulți și consilieri locali, dar și consilieri județeni. Ce este și mai important însă, este unde s-au dus acești primari. Principalul beneficiar, aspiratorul de edil, a fost Partidul Social Democrat. 436 de primari a luat atunci PSD, de la PNL 265, de la PDL 224, cele două partide nu fuzionaseră, încă și erau separate. Așa că
având deja în vedere amploarea fenomenului care a început deja, peste 70 de primari plecați numai în ultima lună, mai sunt 3 luni și situația ar putea ajunge foarte apropiată de ceea ce s-a întâmplat în urmă cu 10 ani. Stăm de vorbă cu domnul Marius Pieleanu, este sociolog. Bună ziua, mulțumim pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Vedeți, a început deja marea migrație a primarilor, domnule Pieleanu, o situație pe care am mai văzut-o, s-a mai întâmplat în 2024, culmea se întâmplă cam la fel. PSD, principalul aspirator de edil locali. Dar nu este vorba că e principalul aspirator, este vorba că e partidul care a fost cel mai mult timp la guvernarea acestei țări. Este principalul partid ca vot politic al României și... prin acest lucru asigură, dă senzația de siguranță și stabilitate oricărui edil, oricărui primar de localitate, de UAT, care vrea să se dezvolte. Pentru că motivele, în mod evident, presupun că știm cu toții, nu sunt cele cu caracter doctrinar, da? Sau de principii. Nu. Motivele pentru care un primar trece de la un partid la altul sunt cele legate de poziția pe care partidul respectiv o are în sistemul de putere din România. Un partid care, ca cel social-democrat, care a fost de foarte multe ori la putere și este acum când vorbim, dă asigurări primarilor că poate să deservească interesele cetățenilor și interesele directe, nu în ultimul rând cu caracter electoral și financiar, ale acestora din urmă. Nu, același lucru s-a întâmplat în 2020. Ne aducem aminte că migrația a fost cumva în sens invers. Plecau atunci de la PSD către PNL, au plecat foarte mulți. Păi și da, nu vă supărați. Care era partidul care dădea asigurări de putere cu siguranță și de stabilitate? Liberalii, Partidul sigur. Național Liberal. Păi asta încerc să vă spun. Deci nu e o chestiune legată strict de faptul că PSD-ul este neserios sau PNL-ul este neserios, ci pur și simplu faptul că primarii în această țară, cu excepțiile pe care le știm, da, nu pot să mă închipui că Olguța Vasilescu ar putea să candideze pe listele PNL-ului, după cum nu pot să mă închipui că Nicușor Dan ar putea să candideze pe listele PSD-ului. Și exemplele în acest sens sunt multe. Dar marea lor majoritate sunt primari de UAT-uri mici, cu resursă limitată și care au nevoie de ajutorul Ministerului Dezvoltării, că despre el este vorba. Așa este. Da? Ați pomenit de Nicușor Dan și aș vrea să mergem un pic cu discuția spre ceea ce se întâmplă la capitală. Este o zbatere mare în PNL și PSD, în coaliție, pentru găsirea unui candidat. Au venit și sondajele pe care cele două partide spun că le-au făcut și le cam dă cu virgulă, pentru că arată clar aceste analize. Dacă vor merge cu un candidat unii, Gabriela Firea nu prea ar fi votată de votanții PNL, Sebastian Burduja n-ar fi votat de votanții PSD, iar Piedone încurcă, candidatura sa încurcă și le dă peste cap toate calculele. Da, aici e o chestiune foarte delicată. Din păcate, semnalele de alarmă pe care inclusiv Institutul Avangard și colegii mei le-au dat partidelor, pentru că, slavă Domnului, lucrăm, sunt de lungă durată. S-a întâmplat anul trecut, acum un an, aproape un an, le-am spus inclusiv eu faptul că un candidat PSD nu poate să adune toate, pentru că preocuparea e mai veche, după cum știți, despre alianță. Un candidat PSD nu adună toate voturile PNL și invers. Și iată că au ajuns într-o situație care pare fără ieșire. Probabil că soluția va fi un candidat din partea fiecărui partid, fapt ce va avantaja în mod evident pe Nicușor Dan, dar și pe Cristian Popescu Piedone, dacă se va ține de cuvânt și va candida. Și vom avea o situație în București în care două partide ale căror voturi însumate ar putea să atingă cifra de 50, nu vor putea să livreze, dată fiind această ambiguitate și această neclaritate de candidaturi, funcția de primar pentru următorii 4 ani. Nu este vina oamenilor, nu este vina cetățenilor, nu este vina lui Nicușor Dan, ba chiar se bucură, este vina eminament a celor două partide care n-au știut să-și crească. Da, pentru că un candidat împotriva lui Nicușor Dan nu-l crești peste noapte, nu-l scoți din joben. El este crescut în timp, trebuie să se poziționeze polar față de actuala administrare a orașului, trebuie să aibă o poveste în sensul ăsta. Iertați-mă, Sebastian Burduja nu are niciun fel de poveste, e greu să-l crești. E foarte probabil să câștige la sectorul 1 pentru că acolo are o poveste, dar la capitală nu. Gabriela Firea are o poveste, trebuie să vedem însă electoratul dacă... Dar
atrage și multe voturi negative, Gabriela Firea. Atrage, exact, atrage și multe voturi negative. Deci, o soluție, dacă mă întrebați, nu o am. Mai mult decât atât, soluția unui candidat independent nu este una agreată de bucureșteni. Pentru că viața ne-a demonstrat, uitați-vă și în condiția domnului Nicușor Dan, care are un mandat rezonabil, nu are un mandat dezastruos, ce dificultăți întâmpine, pentru că Consiliul... Nu are majoritatea în Consiliu. Oricum, vor trebui să ajungă, domnule profesor, la o concluzie zilele acestea. Asta promitea și Nicolae Ciucă. Vă mulțumesc foarte mult pentru analiza dumneavoastră. Și eu mulțumesc. Îți dorești mai mult de la autoturismul tău? Cu Suzuki primești mai mult! Bucură-te de toate beneficiile Suzuki cu prețuri începând de la 11.635 euro TVA inclus din programul Rabla. Paduden Rapid Forte combate rapid durerea de cap în numai 15 minute și are efect de până la 8 ore. Padurere, Paduden Rapid Forte! Educația nu începe în școală, ci mult mai devreme. Începe acasă, alături de părinți, la grădiniță, alături de educatoare. Pentru copiii din comunitățile defavorizate, World Vision România și Fundația OMV Petrom continuă programul Start în Educație. 120.000 de copii primesc un ghiozdănel cu viitor, ca să se joace și să învețe în familie. 1.500 de grădinițe sunt dotate cu materiale care îi ajută să se dezvolte. Împreună pentru cel mai bun start în educație, pentru cel mai bun mâine. Everything I've ever built was because I had the power in the palm of my hands. You got this. Din 11 martie ai drujbă pe benzină la doar 399 de lei și farfecă telescopică pentru gard viu la doar 59 de lei 99. Acum la Kaufland. Ai un apartament și vrei să-l închiriezi? Vrei să încasezi prima chirie în maximum 30 de zile? Milu îl închiriază pentru tine și îți garantează chiria pe toată perioada contractului. Scapă de stresul închirierii cu milu.com. Totul online în închiriere. Informațiile momentului acum. DNA îl anchetează pe primarul Bacăului. Politicianul de la USR apare într-un dosar deschis după ce o locuință de serviciu a fost folosită de o angajată care avea deja o casă. Detalii imediat. Fugarul Sorin Oprescu a câștigat procesul pentru pensia specială de fost parlamentar. Câte sute de euro va primi în plus la pensia deja grasă? Aflați imediat. Simptomele precum atacurile de foame, starea de somnolență după masă sau chiar fluctuațiile de energie pot fi cauzate de oscilația nivelului de zahăr din sânge. Grație ingredientelor sale, Glucopil ajută la metabolismul normal al glucozei, la controlul greutății corporale și reduce apetitul pentru dulciuri. Glucopil este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. Salamul Sandwich Toast de la Fox. Cea mai bună formă de când s-a inventat salamul. Descarcă Voxa și ai acces nelimitat la peste 70.000 de audiobook-uri și e-book-uri. Activează abonamentul anual folosind codul VOXA30. Voxa. Transformă orice moment într-o poveste. Mai nou, tata e fan la doar la zile ușoare. Un lapte bun care îi face bine la burtică. Iar acum face spectacol în fiecare dimineață. Bravo! Tata! La doar la zile ușoare. Lapte fără lactoză, mai ușor de digerat. Tehnologie performantă pentru o gamă completă de analize cu rezultate sigure și rapide în care poți avea încredere la prețuri oneste. Așa arată normalitatea la Clinica Santé. Clinica Santé. Toată lumea are dreptul la analize. Nu ratați episoadele Banii Mișcare de săptămâna aceasta. Analizăm oportunitățile și provocările sectorului de echipamente și utilaje pentru construcții pe toate segmentele relevante, rezidențiale, comerciale, inginerii și parcuri logistice. Haideți să punem Banii Mișcare cu pricepere!
O emisiune sponsorizată de George. George, primul banking inteligent pentru un business inteligent. Primarul USR al Bacăului este anchetat de DNA. Sunt suspiciuni de abuz în serviciu. Lucian Viziteu ar fi dat o locuință de serviciu unei angajate, deși aceasta avea domiciliu în Bacău. În plus, a făcut asta fără să treacă decizia prin Consiliul de Administrație. Într-o intervenție la Digi24, el a explicat că în trecut s-au mai alocat apartamente în acest fel și că angajata respectivă, care este și membră USR, se afla în instituție înainte ca el să preia mandatul de primar. Într-o postare pe Facebook, Viziteu leagă ancheta de faptul că a început campania electorală. Este o premieră și pentru mine, pentru că astfel de apartamente s-au mai alocat în același fel. Legislația nu s-a schimbat între timp, așa că rămâne ca procurorii să elucideze acest caz. Cum 2 ani de zile când s-a întâmplat acest lucru, era singurul solicitant pentru astfel de locuință. Din cele 2 care există, cealaltă fiind liberă. Deci nu a existat o competiție, nu a existat mai multe solicitări. Aceste locuințe sunt destinate special momentelor în care sunt angajați care nu au unde să locuiască în municipiul Bacău. Anchetatorii spun însă că aveau un domiciliu în Bacău, aveau o locuință și a primit acest apartament de serviciu. Asta rămâne de văzut, pentru că nu este treaba mea ca primar să verific toate aceste documentații și chestiuni interne. Ulterior am aflat și că este membru USR, dar repet, la momentul acelui alocări nu o cunoșteam. Sunt sute de membri USR doar în municipiul Bacău, nu-i cunosc pe toți din păcate. Fugarul Sorin Oprescu a câștigat procesul pentru pensia specială de fost parlamentar. Fostul primar al capitalei va primi în plus 500 de euro pe lună la pensia de 3000 de euro pe care o ia în prezent. Banii îi va încasa de la statul român, mai exact de la Senat, și îi va primi direct în Grecia, acolo unde a fugit după ce a fost condamnat la 10 ani și 8 luni de închisoare. Fostul edil al capitalei a primit sentința în 2022 pentru luare de mită, constituire a unui grup infracțional organizat și abuz în serviciu. Autoritățile din Grecia l-au lăsat însă în libertate în urma plății unei cauțiuni de 5.000 de euro. Sorin Oprescu a fost senator PSD din 2000 până în 2008. Și o informație de ultimă oră acum, se strânge lațul în jurul românilor cu venituri ceva mai mari. După Banca Mondială și FMI, acum și OECD recomandă autorităților de la București să ia în calcul impozitarea progresivă a veniturilor românilor. Recomandarea apare în ultimul raport al OECD, care a fost prezentat în urmă cu puțin timp la guvern. România ar trebui să aibă în vedere disparitățile de venituri pentru a reduce zona de sărăcie, mai ales având în vedere poate sistemul unitar de impozitare și poate s-ar putea considera și introducerea unui sistem de impozitare progresiv, astfel încât pentru a reduce diferența între persoanele care au venituri foarte mari și persoanele cu venituri foarte mici. Totuși ai cheltuieli foarte mari, disproporționate de protecție socială. Și aceste lucruri au efect asupra gradelor de disparitate din economie. Este un aspect care trebuie avut în vedere. Colega mea, Cristina Zbârnă, a participat la conferința șefului OECD. Cristina, bun găsit. În primul rând, ce reprezintă această sugestie și cât de mult atârnă ea pentru guvernul de la București? Bun găsit. Această sugestie trebuie luată în calcul în condițiile în care România își dorește aderarea la OECD până în 2026. Este o recomandare în momentul de față, o recomandare cum le-au făcut și alte organizații internaționale, precum Banca Mondială sau Fondul Monetar Internațional. Spun cei de la OECD că România ar trebui să ia în calcul introducerea impozitului progresiv pe salarii, dar în același timp să ia măsuri și pentru a reduce
reduce povara fiscală asupra românilor cu venituri mici. Asta pentru că spun ei, deși în momentul de față avem o taxă pe venit de 10%, plătim extrem de mult, mult peste media din alte țări OECD în ceea ce privește contribuțiile, vorbim de contribuția la pensii și cea la sănătate, în total undeva la 35% din salariul brut. O altă recomandare a celor de la OECD în acest raport care a fost lansat în urmă câteva minute la guvern este ca România să reducă excepțiile fiscale, practic să nu mai permită plata unor impozite mai mici și să aducă pe toată lumea cam la același nivel de impozitare. De asemenea, spun cei de la OECD că ar trebui eliminate excepțiile fiscale și în ceea ce privește taxa pe valoare adăugată, adică să nu mai avem praguri mai mici de TVA. În momentul de față avem 5, 9 și 19%, să cam aducem toată lumea la 19%, ba chiar s-ar putea lua în calcul chiar o creștere a cotei de TVA în condițiile în care veniturile de la bugetul de stat nu vor crește, pentru că ne atrag atenția cei de la OECD că România are o problemă într-adevăr mare cu deficitul bugetar și că trebuie să ia măsuri pentru reducerea lui. Mai mici? Mai mici! Și mai mici! La Mega ai prețuri bune! Pâine dietetică Velpitar, 500 de grame la 4,49 lei. Cafea Nescafe la 12,34 lei. Și Coca-Cola Zero Zahăr la 5,69 lei prin Card Connect. Bun la preț! Mega Image. Bun pentru noi toți! Hai că plec! Ia-le, să nu îngheți! Mulțumesc! Ia mănușile astea! Mersi. Poftiți. Mulțumesc. Hai, salut, tata. Astea nu-s mănușile mele. Timișoreana. Povestea merge mai departe. Ah, ce situație apăsătoare. De la ce să fie oare? Când diareea te presează, ai nevoie rapid de Smecta. Acționează în intestin, unde absorbe și elimină pe cale naturală toxinele, virusurile și bacteriile. Cu Smecta la îndemână, diareea pare glumă. Smecta tratează simptomele diareei, indiferent de cauză. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Mă bucur că fetelor le-a plăcut prânzul. Pată de cafea? Probabil Laura. Totul este pregătit pentru cina cu Andrei. Acum străluciți amândouă. Pronto! Redă strălucirea! S.C. Johnson. Am descoperit cea mai bună știință de albire de până acum. Colgate Max White Ultra. Spre deosebire de pastele obișnuite, formula sa unică pătrunde dincolo de suprafață. Pentru albire profundă în 3 zile. Oricum ai zâmbi, te simți perfect. Colgate Max White Ultra. Informațiile momentului. Acum, Uniunea Europeană schimbă regulile pentru aplicațiile care se folosesc de datele oamenilor înainte de alegeri. Companiile nu vor mai putea monitoriza emoțiile oamenilor pentru a le influența ulterior deciziile. Detalii imediat. Frații Tate, reținuți din nou pentru acuzații de viol și agresiuni sexuale, află în curând dacă vor rămâne după gratii în următoarele 30 de zile. Ei au fost săltați de mascați azi noapte în baza unui mandat european de arestare emis de polițiștii britanici. Medic preferat de vedete pentru operații estetice, anchetat după ce mai multe femei au depus plângere pentru că au rămas mutilate. Răceală de-ai luat, hai la Dona imediat. Vino, te vom asculta, sfaturi bune îți vom da. Cu remediul potrivit, starea bună a revenit. Calmotusin Drops la doar 24 de lei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Dona e o farmacie, așa cum îți place ție.